Judecătorii Curții Constituționale vor dezbate miercuri cea de-a doua sesizare a jurnalistului Liviu Avram privind articolul referitor la majoritatea cu care este ales primarul, pe ordinea de zi figurând alte 50 de sesizări pe tema legislației privind alegerile locale. Această ședință vine la o săptămână după ce judecătorii Curții Constituționale au respins în unanimitate prima sa sesizare privind alegerile locale din motive procedurale. Întrebat dacă alegerile din 5 iunie se vor organiza într-un singur tur, președintele Curții a afirmat că, din punctul de vedere al CCR, acestea rămân într-un singur tur. Pe ordinea de zi de miercuri figurează alte 50 de sesizări depuse de formațiuni ca PRM, PND, PMP, Partidul Pirat România, Partidul Verde, Partidul 200 pentru București și Partidul Socialist Român, majoritatea vizând articolul 49 aliniatul 2, potrivit căruia pentru fiecare candidat la funcția de primar și lista de candidați pentru Consiliul Local și pentru Consiliul Ștețean, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale trebuie să prezinte o listă de susținători care trebuie să cuprindă minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în registrul electoral și în listele electorale complementare din circumscripția pentru care candidează, dar numai puțin de 100 în cazul comunelor, de 500 în cazul localităților urbane de rangul 2 și 3 și 1000 în cazul județelor, municipiului București, sectoarelor municipiului București și localităților urbane de rangul 1. Tot miercuri, CCR va dezbate și sesizarea PNL privind votul Parlamentului privind directorul general al TVR, acuzând abuzul majorității parlamentare PSD ALDE UNPR, care a decis fără temei că nu a fost întrunit numărul necesar de voturi pentru alegerea Monicăi Ghiurcău.